Discutăm la acest moment despre o serie de afecțiuni cu care se poate confrunta copilul de vârstă mică și implicit părintele, bineînțeles, pentru că de cele mai multe ori nu găsim răspunsul potrivit la problemele de sănătate ce apar în ce privește pe cel mic. Vorbim despre alergii, dermatită, reflux, paraziți intestinali, intoleranțe alimentare, foarte multe subiecte vom avea de dezbătut în emisiunea de astăzi, alături de doamna dr. Cristina Coriș, medic, specialist pediatru și consilier în alăptare. În cazul în care aveți și curiozități pe această temă, ne puteți adresa întrebări pe pagina noastră de Facebook. Bună ziua! Bună! Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă revăd pentru că a și trecut ceva timp de la ultima discuție. Exact, iar la noi discuțiile se prelungesc în câteva episoade pentru că sunt atât de interesante. Exact. De-abia așteptam următoarea intervenție. Care sunt problemele cu care vă confruntați acum la cabinet? Practic, ce predomină în această perioadă? În această perioadă, evident, predomină infecțiile respiratorii, dar cele acute, să zic așa. În schimb, sunt foarte mulți copilași cu afecțiuni din sfera cronică, adică afecțiuni care durează deja de ceva vreme și părinții sunt din ce în ce mai îngrijorați. Da, ce se întâmplă cu aceste viroze acum, care au și simptome foarte agresive și una, două, cel mic răcește, adică și copilul meu a fost luna trecută răcit, luna asta iar este. Adică te aștepta măcar să ai un răgaz de câteva luni bune până la următorul episod. Depinde de foarte mulți factori și părinții, da, se sperie, se îngrijorează, dar de cele mai multe ori este un episod normal, pentru că copilul presupun că intră în colectivitate și atunci intră în interacțiune cu mai multe persoane, mai mulți viruși și de asta se îmbolnăvește frecvent. Haideți să începem cu prima temă, pentru că ați propus foarte multe subiecte pentru discuția de astăzi. Care ar fi, să punem așa într-o ordine, care ar fi în topul discuției? Cu ce ați prefera să începem? Cu oricare dintre ele, pentru că toate sunt în conexiune. Ok, haideți cu alergiile. Una la alta și tot la fel. Alergiile. Cum apar acestea, mai ales la copii? Alergiile, în primul rând, sunt de mai multe feluri. Vorbim, în primul rând, de alergii alimentare astăzi, în acest caz. Și vreau să știe mamele că și ele, la rândul lor, sunt de mai multe feluri alergiile alimentare. Vorbim de alergii imediate, care pun în alertă sistemul imunitar și există risc de șoc anafilactic și acestea sunt cele mai periculoase din punctul meu de vedere. Și alergiile întârziate, care au mai mult simptome pe sfera digestivă, pe sfera cutanată și acestea nu pun în pericol viața copilului, dar nici ușoară nu-i o fac, nici lui, nici părintele. Dar cum poate fi preîntâmpinat un astfel de episod? Există niște analize specifice ce ar putea fi efectuate? Preîntâmpinat, nu putem să preîntâmpinăm, ci putem să lucrăm cu acei câțiva factori care, să zicem, că depinde cât de noi, dar sunt niște variabile pe care nu le putem controla în totalitate. Analize să facem preventiv, nu se recomandă, pentru că sunt foarte scumpe analizele care ne pot orienta către o cauză, pentru că mie îmi place tot timpul să caut cauza, nu doar să dau un tratament care să amelioreze simptomele și atât. Asta este foarte important, pentru că de asta părinții ajung la mine când deja au încercat toate medicamentele, când deja sunt pe regim de câteva săptămâni, chiar luni, și fără rezultat sau cu rezultate din ce în ce mai mici. Pentru că se încearcă doar ameliorarea simptomelor, care da, sunt importante de a fi ameliorate ca să nu aibă copilul disconfort, dar nu asta este soluția pe termen lung. Ok. De cele mai multe ori e vorba despre un fond ereditar, genetic. Are legătură și asta, dar totul să știi că se întâmplă în intestinul nostru. Mă refer la alergiile alimentare întârziate. Da? Deci are legătură cu tot ce se întâmplă în burtica bebelușului. Și ce se întâmplă în burtica bebelușului are legătură ce se întâmplă în intestinul mamei și în intestinul bunicii. Deci merge undeva la 3 generații în urmă. De asta spun că sunt niște variabile pe care nu le putem controla. Și tot ce se întâmplă cu mama înainte să devină însărcinată, în timpul sarcinii, imediat după naștere, impactează dezvoltarea copilului, dezvoltarea microbiomului copilului și implicit acest fond terenatopic, să zicem. Există bebeluși alergici și la laptele matern? Nu. Nu există. Pentru că mai citeam pe niște forumuri astfel de discuții.
Da, din păcate să știi că sunt chiar recomandări de la diversi specialiști care recomandă mamei să întrerupă alăptarea, pentru că copilul ar avea o alergie sau intoleranță la laptelule matern. Oricum se fac mici confuzii între acești doi termeni, dar nu laptele matern în sine îi declanșează copilului această alergie sau intoleranță, ci pur și simplu ce alimente poate să consume mama. Și atunci acelea să impacteze, să fie niște trigger care impactează această sensibilitate mai degrabă la ce mănâncă mama. Netratate aceste alergii, către ce pot conduce? Păi pot să ducă la malabsorție, la maldigestie, sunt copilașii care nu iau în greutate sau, de exemplu, sunt mame care vin și îmi spun, medicul mi-a spus că ia în greutate și totul este bine și să-l lăsăm în pace. La un moment dat, când o să pice și greutatea ca și parametru, nu o să mai fie bine. Și atunci vorbim inclusiv de asimilarea vitaminelor, mineralelor, Da, da, ce da. consumă copilul. Ulterior, la vârstă mai mare, poate să dea inclusiv probleme cu dințișorii, poate să dea inclusiv deficit de atenție, probleme cu somnul. Din ce în ce mai mulți părinți sunt disperați la propriu pentru faptul că al lor copil nu doarme. Și nu doarme nu pentru că vrea să le facă viața mai grea, ci pur și simplu are o problemă și o suferință. Și așa se manifestă. Am înțeles. Când vorbim despre alergii, nu este obligatoriu să apară semne vizibile, nu? Nu, semnele vizibile sunt în acea alergie directă, în care da, copilul intră în contact cu un aliment sau îl mănâncă și se roșește la guriță, începe să se umfle, poate să-i apară pete pe diverse părți ale corpului, poate să ai verse spontan și imediat, adică în decurs de câteva ore, nu așteptăm câteva zile ca să vedem acea reacție. Bun. Cum ne dăm seama care are o alergie alimentară? Când vorbim În despre un primul copil rând, de vârstă foarte mică, care încă n-a intrat în contact cu alimentele? exact, deci vorbim de copilul până în vârsta de 6 luni. Sunt părinți care vin și spun că al lor copilaș are reflux și aici aș vrea să fac o mică precizare pentru că mulți zic nu, nu, nu are reflux, dar de fapt nu știu ce înseamnă refluxul sau cum se manifestă. Nu este neapărat acel reflux vizibil în care copilul Da, proiectează da, da. gura afară, da? Și se umple tot. Poate să fie vorba și de un reflux silențios, în care li se spune părinților că este fiziologic, că este normal. Perfect de acord, este fiziologic atâta timp cât nu impactează dezvoltarea copilului și calitatea vieții acestuia. În momentul în care copilul tău refuză să mănânce, refuză să doarmă, refuză să stea liniștit și este în permanență agitat și are un disconfort vizibil, atunci nu mai poți să spui că este normal. Și să stai să aștepți că o să treacă. Am avut copilași de 1 an și 2 luni în care avea încă reflux și se spunea că este normal că o să treacă. Nu, la acea vârstă deja avea un reflux declanșat inclusiv de alimentele solide și pe acestea le vărsa sau îi venea senzația aceea de îi vine mâncarea în gât și o reînghite. Am Da, deci înțeles. de asta mare, mare atenție la acest simptom de reflux. Da, dacă copilul se cheamă Happy Spitter, adică care scuipă, scot și sunt foarte veseli, n-au nicio treabă, nu refuză alimentația, atunci este ok. În schimb, majoritatea copilașilor, inclusiv cu acest reflux silențios, mie îmi place să spun că este mult mai periculos și să trag atenția mai mult asupra părinților, asupra acestui simptom, pentru că cel vizibil a ieșit odată și gata. Acel silențios îi vine pe gât, îi se reîntoarce, adică disconfortul este de 2 ori. Și gândește-te că acel disconfort zi de zi, de 7, 8, 10 ori pe zi, îi creează acelui copil conexiunea dacă mănânc mă doare. Și un copilaj care la vârsta de 4, 5, 6 luni maxim ajung să aibă această asociere destul de frecventă și să refuze să mănânce. Sau un copilaj care, nu știu, formulă, mănânca până atunci, nu știu, 150 de mililitri, se roagă mama pe parcursul a 3-4 mese să consume 50-60 de mililitri și ăla cu scandal și cu chin pe copil și pe mamă. Wow, Acest incredibil mai este ce normal. la o vârstă atât de fragedă să aibă dezvoltat acest sistem de apărare, nu? Exact, este fix un sistem de apărare. Copilul a făcut conexiunea pentru că este instinctuală. El Da, da, știe da. de corpul lui. Copilașul care se arcuiește pe spate când mănâncă, se arcuiește pe spate când doarme, nu face decât să vrea să-și prelungească Da. esofagul să nu ajungă mâncarea în gât, laptele în gât. Laptele fiind inclusiv un aliment lichid,
automat că este mult mai ușor de a scoate. Și aici mie îmi place să mă duc, de fapt, la o cauză, pentru că de cele mai multe ori este vorba de o atașare incorrectă. Fie că vorbim de sân, fie că vorbim de biberon. Întâlnesc mame care vin și spun: nu, că atașarea este bună, că așa mi s-a spus. Și arăt o poză cu ce înseamnă o atașare corectă. A, păi al meu copil nu stă așa. Păi știu că nu stă așa, deci nu este atașarea corectă. Iarăși la biberon, faptul că rateze alăptarea, da? Unele mame, ok, nu vor să alăpteze, dar cele care vor, încearcă și nu reușesc, automat înseamnă că au avut la bază o atașare incorrectă. Și o atașare incorrectă la sân va duce la o atașare incorrectă la biberon. Și problemele pot să persiste. Poate fi confundat refluxul cu colicile? Pot, dar sunt puțin diferite. La colici, copilul se ghemotocește, se strânge și strânge piciorușele. Și aici, la colici, este un subiect aparte, îl discutăm imediat, dar la reflux, copilul se arcuiește, are postura aceasta pe spate, să se ducă pe spate, te împingă cât mai mult. Sunt copilași care ai impresia pur și simplu că ți se rup în mână la cât de mult se pot arcui. Și mama poate să spună că copilul este liniștit doar când îl ridică. Apropo de acei copilași răsfățați care se învață doar în brațe. De fapt, copilul când este pe plan orizontal îți transmite nu-mi este bine. Și atunci automat l-ai luat, l-ai ridicat și tace, se potolește. Pentru că asta de fapt îl face Își găsești o gravitația poziție mai să se pună confortabilă, nu? în burtică, să rămână acolo. Wow, Dar sunt. dacă copilul înghite foarte mult aer în momentul în care se atașează la sân sau la biberon, bula aceea de aer încearcă să iasă cumva. Să se ducă în jos, mult mai rar, aproape imposibil, dar în sus se duce. Și se duce evident cu o cantitate de lăptic. Și eu tot timpul le spun părinților să se compare cu ei când au aceste senzații de a scoate aerul afară și mai vine și puțină mâncare, este senzația de Cât de acru, rău e, pentru că da. de acidul din burtică, din burtă. Și atunci acel acid efectiv erodează pereții esofagului și ajunge să se vadă. Am avut copilași care au primit antibiotic pentru roșu în gât, care roșu în gât este doar un simptom, nu este o boală, da? E cu totul altceva diagnosticul acela de roșu în gât, real, medical. Au primit antibiotic la vârsta de 4-5-6 săptămâni pentru că au roșu în gât, dar de fapt era roșu în gât datorită acestui reflux, Wow, care nu trebuia, nu necesita antibiotic. câte lucruri interesante și cât de mult ne scapă acestea din vedere. Da. Stau și mă gândesc, mai ales când ești la primul copil, ai impresia, așa cum spuneați la un moment dat, că parcă vrea să-ți facă rău, parcă face din adins să nu te lase să te odihnești și îți face misiunea atât de complicată. Dar uite că dacă stai să te gândești, nu cred că mulți părinți își pun aceste probleme, că s-ar putea să se întâmple ceva cu bebelușul. Exact. Și mie îmi place să le recomand înainte să-i pui copilului tău o etichetă, că este rău, că este neascultător, că este agitat, să te uiți de fapt ce încearcă acel copil să-ți transmită. Pentru că sunt niște simptome non-verbale, copilul nu vorbește încă la acea vârstă mică, care ne pot orienta către un diagnostic. Și refluxul poate să fie de sine stătător, cât și un simptom, să fie manifestări în cadrul unui simptom. Simptomul acesta de nu mă atașez corect și automat aerul este o cauză anatomică, fizică, să zic, dar poate să fie tot ca un fel de mecanism de apărare în care corpul încearcă să scoată din toate găurile, că discutăm imediat și despre partea, cealaltă parte digestivă, inclusiv pe piele, acel aliment la care are sensibilitate. Wow. De aceea trebuie să le corelăm pe toate. Înțeleg refluxul în cazul bebelușilor, când vorbim despre alăptare sau despre hrănirea cu formulă, dar totuși când ajung la vârsta de 6 luni, atunci când începe și diversificarea, ce se întâmplă? Pentru că poziția teoretic este una potrivită. Stă înșezut. Teoretic, ai spus Ok. foarte bine. În momentul în care copilașul, iarăși, nu s-a putut atașa corect, de ce nu s-a putut atașa corect? Iarăși, adică te duci din aproape în aproape, are niște particularități, ca să le zic în mod delicat, în sfera orală, în gură, care l-au împiedicat să se atașeze corect. Acel lucru poate să-l determine să nu mestece bine mâncarea, să înghită aer și atunci automat refluxul să fie prezent tot pe partea aceasta fizică, anatomică.
Da? Sunt copilași care, datorită acelor elemente care l-au împiedicat să sugă corect, refuză bucățile. Refuză bucățile și merge mai mult, preferă pastatul, de exemplu. Și mama îi dă tot o mâncare mai lichidă, dar puțin mai solidă, dar tot lichidă. Și o scoate. Sau sunt copilași care n-au nicio problemă cu bucățile în sine, în schimb, jetul este atât de puternic încât reușește să-l scoată. Sau să-i vină în gât, poate nu în timpul zilei, dar noaptea sau la somn, când îl pui la orizontală, să înceapă să se manifeste. Îmi spun părinții că nu dorm noaptea bine copilașii și implicit nici ei, că se strichinesc așa de picioare, că se arcuiesc, ca o poziție anormală de somn, că încearcă să se ridice în timpul somnului, să se mute de pe o parte pe alta și atunci automat asta ne duce cu gândul că ceva din burtică nu e bine. Cam în ce stadiu al problemei ajung de obicei părinții la dumneavoastră la cabinet? Unii dintre ei au norocul să ajungă în prima parte, adică să zicem până în vârsta de 3 luni, când înainte să se instaleze refuzul alimentației, dar sunt copilașii care ajung după această vârstă și este din ce în ce mai greu să se lucreze cu ei, pentru că nu mai stau, pentru că părintele este deja epuizat și nu mai are răbdare, nu mai are nici bani să se ducă să investigheze peste tot pe unde ar putea să se ducă și unde este recomandat să se ducă. Adică că primești un tratament de reflux nu rezolvă problema. Ameliorează, uneori chiar este nevoie de medicamente pentru a readuce copilul pe graficul de alimentație. În schimb, este o situație temporară. Așa ar trebui să fie. Vreau să vorbim despre tratament, dar sunt curioasă și cum diagnosticați refluxul. Pe bază de simptome, pentru că sunt foarte vocale simptomele, da, de aspectul copilului, pot să-mi dau seama dacă este o problemă de atașare doar de niște poze și niște filmulețe, și evident și corelate cu simptomele pe care le afirmă mama. Nu este neapărat 100% nevoie de ecografie pentru a putea să fac treaba aceasta, deoarece ecografia trebuie să surprinzi, să fii foarte norocos ca să surprinzi acel episod. De asemenea, am mai avut cazuri în care mama s-a dus local la un ecograf și s-a spus că are un reflux minor. Păi, ok, este minor, că așa ai surprins tu minor, dar dacă mama, copilul îți refuză să mănânce și mănâncă 200 de mililitri în 24 de ore, din punctul meu de vedere, nu mai este minor. Deci nu trebuie să te duci la chestii și invazive, că sunt și metode de diagnostic invaziv, o pH-metrie, care nu este cazul să o faci așa de rutină. Da? Și atunci, doar pe baza acestor simptome și în funcție de gravitatea acestor simptome și cât de la risc este copilul să refuze alimentația, se intervine fie cu medicamente, fie cu suplimente alimentare care ameliorează și fac lăpticul acela să rămână acolo, fie că vorbim în burtă, fie că vorbim de formulă, fie că vorbim de alăptare. Dar medicamentele sunt, din punctul meu de vedere, rezervate doar acelor cazuri extreme. Când copilul este la risc să ajungă pe deshidratare la spital sau să falimentul creșterii, să nu mai ia în greutate și să nu se alimenteze corespunzător. Cred că acum am înțeles cu adevărat, de fapt, de ce v-ați dorit neapărat și acreditarea ca și consilier în alăptare. Pentru că îmi dau seama, Se leagă. se leagă exact. Se Exact, leagă. Uite. la asta mă gândeam acum. De exemplu, la formarea de consultant în alăptare, ni s-a spus că mama poate să consume orice aliment și ani de zile și eu am promovat acest lucru. Doar că eu puneam acolo un mic disclaimer, ziceam atâta timp cât nu provoacă disconfort copilului, dar informația cam aici s-a limitat. Ulterior, învățând și despre partea aceasta de reflux, făcând cursurile acestea special dedicate părții de reflux, am constatat că sunt alimente, de obicei topul alergenilor, care pot să creeze sensibilități copilului. Nu înseamnă, atenție, să le excludă mama din start. Gata, nu mai mănânci XYZ aliment, preventiv. Preventivul nu o să te ajute cu nimic, dar poți să nu înrăutățești situația, dar preventivul respectiv poate să te facă să ratezi un simptom. Și n-ai rezolvat nimic pentru că o să apară la un moment dat, nu poți să nu mănânci niciodată lactate, de exemplu, că acestea sunt top incriminatorii, da? Și de asta trebuie să încerci de toate, să vezi cum reacționează copilul tău.
Și chiar dacă le elimini, din punctul meu de vedere, ai făcut doar jumătate din terapie. Pentru că nu mai agresezi intestinul copilului, dar problema tot acolo este. Mie îmi place să le numesc sensibilități. În mod normal, dacă burtica este reparată și integrală, copilul n-ar trebui să aibă aceste probleme și ar trebui să tolereze absolut orice din alimentația mamei. Dar dacă burtica nu este bine, orice mic element poate să-l deranjeze și să întrețină simptomele respective. Vă întrebasem la un moment dat dacă nu ar putea părintele să încurce simptomele refluxului cu cele ce De apar în colici. cazul colicilor. Exact. Care este? Colicii de ce apar? De ce are colici copilul? Colicii sunt un mister pentru toată lumea. Încă nu au o definiție clară, dar încă nu au o cauză 100% stabilită cu certitudine. De ce? Pentru că fiecare copil este unic. De exemplu, copilul meu n-a avut colici. Copilul tău a avut colici. Poate doi copii ai aceiași copii ai tăi, unul a avut și unul nu a avut. Pentru că sunt niște variabile, nu ține de copil, ține de tot procesul aducerii pe lumea acelui copil. Da? Și de asta microbiomul mamei, ce se întâmplă în intestinul mamei, în flora vaginală a mamei, în flora cutanată a mamei, contează foarte mult și impactează. Contează foarte mult ce se întâmplă, cum am spus, înainte de concepție, în timpul sarcinii, la naștere și imediat după. Da, este o mare responsabilitate, iată, nu doar să crești un copil, ci să, nu știu, să ai grijă de organismul tău dinainte de a Exact. fi conceput, poate chiar acel copil. Exact, pentru că multe mame se simt vinovate, dar nu ar trebui să te simți vinovată, ci ar trebui să fie un semnal de alarmă că măcar dacă urmează să mai fii însărcinată la un moment dat, să cunoști aceste elemente. De asta insist să le explic mamelor să nu plece doar cu o rețetă și atât, gata, are reflux, pa, ci mă interesează să înțelegi de ce a apărut și ce poți să faci tu concret. Pentru că ziceam de acele cauze fizice. În momentul cu cât crește copilul mai mult, acele cauze se remediază din ce în ce mai greu pentru că nu mai ai colaborarea copilului care intră în postura aceea de autoapărare. Mă refer, de exemplu, la niște masaje care se pot face copilului pentru a redresa partea de atașare la sân sau la biberon. Și de obicei acele masaje sunt foarte solicitante pentru mamă când vede câte sunt și câte trebuie să facă. Clachează emoțional pe lângă simptomele, restul simptomelor copilului și le ignoră puțin sau nu le dă atât de multă importanță. Dar de fapt asta este problema, de aici plecăm de la origine. Pentru că dacă tu te chinui cei drept puțin, câteva săptămâni, câteva luni, le corectezi, automat se remediază și restul. De Cât asta e durează în foarte important. medie tratamentul complet pentru a fi vindecat copilul? E unic. Pentru că asta, știi cum este? Eu pot să-ți dau o rețetă să zic, dă-i 10 zile, dă-i 30 de zile, dă-i 3 luni. Dar ține foarte mult de niște analize care se pot să se facă, dacă părintele este de acord și își permite, astfel încât să putem ști cu certitudine, nu să mergem la ghici. Și pe acele analize ni se spune clar, 3 luni, 7 luni, 12 luni, cu cât este mai inflamat și mai afectat intestinul, cu atât durează mai mult să-l cureți și după aceea să le repari. Care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați avut? Sau printre cele mai? Sunt mai multe, dar a fost șocant un copil care la vârsta de 4 luni refuza cu desăvârșire să consume, deci a ajuns la perfuzii. Copilul era cu mult sub greutatea necesară la vârsta respectivă, refuza, plângea foarte tare, era efectiv un haos în acea familie, nu era nici primul copil, era al doilea copil și atunci automat era mult mai greu și mama trebuia să se împartă și practic femeia a trebuit să aleagă între cei doi copii de care să se ocupe și acesta era mult mai grav, într-o situație mult mai critică. Și a trebuit foarte mult lucrat, a refuzat efectiv și sânul, mama și-a pierdut lactația, copilul nu a acceptat formule, a încercat efectiv toate formulele de pe piață din România și a trecut și la restul Europei. Într-un final, copilul a acceptat, dar cu niște chinuri și din partea copilului și din partea mamei extraordinar de mari și cu niște costuri extraordinar de mari și copilul tot nu este în graficul acela. Aici aș vrea să atrag o mică, să atrag un mic semnal de alarmă, o mică paranteză. Cam întâlnesc copii care, mame care spun,
dar lasă că este înalt copilul, nu contează că nu e cu greutatea cum trebuie sau le văd pe grupul și a mea este slăbuță. Dar nu trebuie să te intereseze cum este și a ta și a prietenei și a vecinei. Dacă al tău copil nu zice nimeni să fii standard acolo, fix cât trebuie la gram. Dar dacă nu, dacă ești cu 2-3 kg mai puțin decât trebuie pe vârsta respectivă, e o mare problemă. Da? Adică n-ai 300 de grame, 400 de grame, 500 de grame, în extrem 1 kg și te uiți și ce s-a întâmplat puțin în istorică. Dacă copilul vine după o boală recentă, e automat, a pierdut în greutate. Nu este nicio problemă, recuperează. Și în acest Sau dacă sens? copilul stagnează în greutate de luni de zile, nu e ok, trebuie să cauți. Valabil și în cazul copiilor, nu știu, de vârstă mai mare, de 2, 3, 4 ani. Adică dacă la 3 ani am avut copil care la vârsta de 3 ani are 10 kg, născut normal cu 3 și ceva, deci nu prematur sau alte lucruri. Și se spune mamei, așa e copilul mai slăbuț. Nu, copilul ăla nu asimilează și cum nu ți asimilează să te îngrașe, da, necesarul, la fel nu ți asimilează nici vitaminele să crească și să dezvolte ulterior. Dințișorii, la fel, sunt demineralizați. Copilul acela este hiperactiv și poate la un moment dat la școală să primească și diagnosticul de ADHD, deși copilul are la bază niște carențe elementare. De Da. asta ne uităm cu totul la familie, la ce se întâmplă, la tot ce s-a întâmplat în trecut. Mie îmi place să investighez foarte mult trecutul pentru că ne poate spune foarte multe lucruri despre prezent și viitor. Da, foarte fain, foarte fain. Chiar vreau să vă întreb, netratată această problemă a refluxului, se poate ameliora de la sine odată cu creșterea în vârsta copilului? Da, cu niște costuri din partea copilului. Cum am spus, nu asimilează. Poate să aibă o aversiune față de mâncare. Să ajungă acel copil care este așa mofturos la mâncare. Și dai dintr-una în alta, din punctul meu de vedere. Adică dacă un copil nu învață să mănânce corect și sănătos de mic, nu o să se mănânce la 5 ani când se duce în colectivitate și vede pe toți cu dulciuri în jurul lui sau... Că niciun copil nu o să vină să zică, mami, vreau brocoli, sau sunt foarte puțini care Corect. fac acest lucru. Și de atunci, de asta, acele obiceiuri se creează de mic. Corect, corect. Întreabă cineva, mă uitam pe pagina noastră de Facebook și întreabă dacă putem preveni această problemă, boala refluxului. E o diferență în refluxul ca simptom și ca boală. Da? Că dacă copilul intră deja în refuzul alimentației, atunci ne gândim că este mai mult decât un simplu simptom. Da, poți să o previi prin corectarea atașării la sân și la biberon. E primul element. După aceea, dacă se mai corelează și cu alte elemente, adică nu este simptom de sine stătător, are doar reflux silențios sau vizibil, atunci poți să investighezi și cu cât este mai din timp, cu atât se rezolvă și mai repede și mai ușor, și pentru părinte și pentru copil. Vreau să ajungem și la dermatită. Care Ajunge și la. sunt simptomele acesteia și care este diferența dintre dermatită și alergie, alergie cutanată? Păi, alergia cutanată se întâmplă în relativ câteva minute, ore de la ingestia alimentului sau contactului cu alimentul respectiv sau cu alt produs. Și ca să înțeleagă părinții, sunt niște pete care apar, dispar, își schimbă localizarea și pot să dispară de la sine sau sub tratament antihistaminic recomandat de medic. Nu dăm noi mamele așa ce avem sau știm că a Corect. funcționat până acum. Bun. Dacă dispare, automat aceea a fost o reacție alergică imediat. Dacă nu dispare și persistă cu zilele, cu săptămânile, atunci automat mergem pe partea aceea cronică. Și mamele folosesc tot felul de creme, atât cu substanță activă, medicament, cât și dermatocosmetice și tot dau și dau și se ameliorează când nu mai dă cu medicament, reapare. Este acea zonă uscată, piele fie uscată, fie piele bine delimitată, un cerc bine delimitat, aspru, roșu, albicios, poate să varieze Da, pe da, diverse da. locuri ale corpului. Și atunci o cremă ameliorează simptomul acela de mâncărime pe care poate să-l aibă copilul și este micuț și nu poate să-ți transmită sau disconfort și de asta poate să fie inclusiv agitat, să se foiască noaptea în pat.
să încerce să se scarpine mititelul, dar nu prea poate, folosim aceste produse topic aplicate, dar o cauză este tot în interior. Pentru că de cele mai multe ori mama vine și spune că e de cauză necunoscută această dermatită. Da, este necunoscută pentru că nu o cauți, tratezi doar la suprafață, la propriu. Și de cele mai multe ori, care sunt cauzele? Păi tot aceste sensibilități. Adică, așa ca și top simptome, poate să fie plus minus la fiecare. Reflux, probleme digestive, fie constipație, fie diaree, fie scaune modificate, este partea de dermatită și partea de greutate. Okay. Am avut copii care le-au avut pe toate mai puțin greutatea și s-a spus, e ok, că ia bine în greutate. Nu, nu e ok, o să pice și greutatea. Și atunci când ajunge? Când este important să ajungă părintele la medic cu copilul? De la primul simptom pe care îl are copilul și în momentul în care primește răspunsul este normal și îți afectează calitatea vieții, a ta sau a copilului, nu este normal. Și cauți mai mult. Știți ce am observat în ce privește părinții? Sunt două categorii. Cei care se prezintă la unitatea de primiri urgențe, la prima, nu știu, primul grad al temperaturii corpului crescut și cei care sunt foarte, foarte relaxați, mult prea relaxați. Să știi că am avut și aceste cazuri, am avut și cazul în care a stat și nu a intervenit cu nimic pentru că nu i s-a părut deranjant, deși problema, simptomele erau acolo și mi-a spus, am apelat la tine pentru că am văzut o postare de a ta și m-a surprins că nu este normal. Da? Deci de asta, pentru că s-au împământânit niște mituri, ia lasă că orice copil scoate lapte, lasă că așa sunt copiii cu pielea mai sensibilă, scaunele modificate, de exemplu scaunul de sân, sunt mame cărora li se spune că copilul alăptat exclusiv poate să facă scaun și la câteva zile. Da, perfect adevărat, că vorbim de digestia proteinelor diferit. Doar că acest simptom corelat și cu altele, deci nu de sine stătător, sunt niște semne de întrebare acolo. Da? Deci de asta, citește pe un grup cu un copil alăptat, dar acolo pe grupul respectiv nu îți mai spune că trebuie să legi dacă are și reflux, dermatită și alte lucruri. Încă mai cad părinții pradă acestor investigații pe internet, pe tot ce înseamnă forumul, Facebook. Câte grupuri pot să fie și câte mame, eu le înțeleg că din perspectiva lor sunt atât de disperate încât ar apela la oricine doar ca să îi dea o soluție pentru copil. Doar că niște analize costisitoare, pentru că dacă vrem vorbim și despre partea de analize care se fac, nu pot să fie interpretate de alte mame, da? Ok, poate că i-a dat același tratament, dar sunt niște elemente super fine care pot să diferențieze de la un sens la altul caz. Nu pot, deci nu o mamă pe Facebook îți poate recomanda ce a primit și ea, în niciun caz, pentru că mai mult rău faci copilului respectiv care deja are o problemă. Da, da, da. Și mai sunt și grupuri de medici, cum de exemplu și mie îmi trimit unele mame analizele în privat, în care nu pot, sincer, eu poate mestec în cratiță în momentul în care citesc mesajul tău la 11 noaptea, mă uit în diagonală la analizele respective, nu pot să-ți dau cu părere așa dintr-o foaie de hârtie ce este. Da, da. Adică chiar dacă un medic îți oferă acel ajutor, este un ajutor, sincer, pe diagonală. Dacă nu îți știe tot cazul de la, din sarcină, ce s-a întâmplat în sarcina ta până în momentul actual, indiferent de vârsta copilului. Wow! Dar ce se putea întâmpla în sarcină? Și mă refer și la cazurile pe care le-ați observat. Aparent, nu știu, poate o sarcină absolut normală, în care mama a avut grijă ce consumă, alcool, tutun exclus complet. Totul zen și minunat, da? Păi, hai să vedem. Putea, de exemplu, să aibă o infecție de care a știut sau n-a știut, a tratat-o sau n-a tratat-o, da? Putea să ia tratament, dacă vorbim de tratament, de exemplu, antibiotice, pentru că infecțiile urinare sunt foarte frecvente la femeile însărcinate. Da? Și atunci, cele mai multe chiar iau antibiotic. Da? De asemenea, impactează ce mănânci, mă refer, tu poți să mănânci toate fructele și legumele posibile,
dacă nu le speli cum trebuie, 100%, sau mănânci o salată în oraș, la un restaurant și aceea nu este spălată 100%, poate să aibă, de exemplu, paraziți. Că ne întoarcem și la subiectul Wow. din titlu cu Da. paraziți, da? Da. Deci, aceste mici elemente pot să impacteze. După aceea vine nașterea, vine ce faci imediat după, când și cum este pus copilul în contact cu tine, nu neapărat la sân, în contact cu tine. Ce a primit, ce formulă a primit, cât a primit. Sunt o groază de întrebări care se pot pune și care pot să te ducă pe diferite traiectorii. Ia, uitați, avem și un mesaj aici. Cineva spune că a născut în urmă cu un an, a născut prin cezariană, a văzut copilul abia după 2 zile, de fapt, cazul clasic, cum se întâmplă în cazul acestei operații, și spune că nu a avut lactație absolut deloc. Și întreabă dacă este normal acest lucru. Deci, practic, N-a avut niciodată lactație deloc, deloc, niciodată. sau a avut foarte puțin sau a apărut mai târziu? Niciodată, spune doamna. Acum, nu Niciodată. știu, poate. Poate că a fost, dar n-a fost destul de consistentă ca și volum încât să sature copilul. Da, este posibil, sunt foarte rare aceste cazuri, nu imposibile sunt și aici de asemenea ne uităm la istoricul hormonal al mamei. Cum a fost obținută acea sarcină, după cât timp, în ce mod. Deci de asta sunt mici elemente. Ne uităm la sânii anatomic, la sânii mamei. Vedem dacă a făcut vreo investigație de analize, ecografie. Deci pot să varieze foarte multe lucruri și da, se poate, dar contează foarte mult și strategia imediat după naștere. Pentru că dacă l-a primit la 2 zile și a ratat, automat este din ce în ce mai greu să crește acea lactație care poate de la natură era căzută. Știți, și este foarte dificil, mai ales în cazul unei operații de cezariană, când ești la terapie intensivă, nimeni nu se concentrează asupra acestui subiect. Practic, tu începi tot procesul după o zi, două, nu? De asta, dacă mama știe că a obținut o sarcină greu, dacă se știe că are o formă puțin mai diferită a sânilor, dacă se știe cu vreun istoric, e bine să contacteze un consultant în alăptare înainte să nască, ca să facă un plan strategic. Ok, ești la terapie intensivă, dar nu ești tot timpul. Poți să faci asta și trebuie să te apuci din momentul zero, dacă se poate. Sunt mame care își înceapă stimularea sânilor lactației anterior nașterii, dar în anumite condiții, nu pentru toată lumea și nu oricum. Poate conduce spre, nu știu, niște probleme de sănătate, un astfel de caz? La mamă sau la La copil? La mamă, mamă. da. La mamă. Din moment ce n-a putut să alăpteze din punct de vedere fiziologic și pe bune, nu doar că a primit informații greșite, da? E bine să se investigheze pentru că nimeni nu poate să-i garanteze ce probleme pot să apară sau să nu apară ulterior pe partea aceasta endocrinologică. Ah, da, ați spus că ajungem la paraziții intestinali. Exact. Toată lumea are, să știi. Cum? Toată lumea are. Toată lumea are, nu? Toată lumea are, da. Îi avem pentru că trăiesc în noi și pe lângă noi. Pentru că multe persoane au părerea că dacă nu au animale în casă de companie, sunt ferite, niciun caz. Din punctul meu de vedere, deparazitarea ar trebui să se facă anual, pentru că intrăm în contact cu persoane care au animale în casă, Corect. intrăm în contact cu alimentație publică, da? Deci nu neapărat totul 100% ne-l cumpărăm noi. Nu ne creștem totul în propria grădină și cumpărăm și importăm din Ecuador, Egipt, Turcia, de unde le mai luăm și atunci vorbim de alți paraziți al altor țări. Sunt haine, la fel, jucării, le luăm de pe alte continente și ne impactează foarte mult. Iar acești paraziți sunt foarte păcălitori, să zic așa, pentru că simptomele putem să avem simptome, să nu le corelăm cu paraziții și facem acea analiză clasică de paraziți, nu iese nimic și ne culcăm pe urechea că nu avem paraziți. Dar avem. Am avut inclusiv mamă, copil de vârstă de 2 luni, care a făcut ea o deparazitare blândă pentru că era pe alăptare și copilul a scos paraziții. Wow. Deci,
Da. Și mare atenție, nu este necesar, nu este, cum să zic, gata, stăm bine dacă facem o dată o cură de parazitare și după aceea 5-6 ani nu mai știm nimic de treaba asta. Sau îi facem o cură copilului care n-a primit niciodată vreo cură, doar cu plante, doar cu siropele. Poate să elimine, dar de asemenea poate să amețească acel parazit care niciodată nu locuiește singur, mai are și colocatari acolo, îl amețește, ameliorează acum simptomele și după aceea reapare. Și devine și mai puternic și mai rezistent și mai... De câte tipuri sunt acești paraziți? Practic, ce sunt ei? Sunt niște viețuitoare care trăiesc în noi și este normal să fie acest lucru. Dar contează foarte mult, nu neapărat să știm numele parazitului, nu mă încălzește cu nimic, că știu că îl cheamă o denumire din aceea lungă în latină, de nici nu știe toată lumea să o citească. Da? Te interesează să faci acea cură care se face o dată pe an și din acel moment T0 să o întreții cura de deparazitare cu acele plante, cu acele alimente, pe parcursul anului până când urmează următoarea cură, ca să nu poți să nu te reinfectezi. Și de asemenea contează foarte, foarte mult și fazele lunii, când facem o deparazitare sau când facem analizele, pentru că acei paraziți au niște cicluri de supraviețuire, de înmulțire, de eliminare. Și dacă nu, dacă noi, de exemplu, recoltăm când el este pe faza de înmulțire, nu o să obținem mare lucru sau invers. Da? De aceea trebuie să corelăm cu totul. Și iarăși, când faci analize, dacă ți-a ieșit o dată la un laborator o analiză de rutină, acel basic coprofagocitologic, clar are viermișori sau paraziți, dar nu e obligatoriu să nu aibă dacă i-a ieșit negativ. Am înțeles. Care sunt Contează simptomele? iarăși multe aspecte. Cum ai recoltat, când ai recoltat, de unde ai recoltat, cât a durat până ai dus tu proba la laborator, dacă laboratorul respectiv a lucrat proba imediat Am sau a înțeles. așteptat să se strângă 20 de probe ca să poată să o pună în lucru. Deci variază foarte multe aspecte. Practic, care sunt simptomele? De cele mai multe ori, din câte am înțeles de la părinți, observă viermișorii respectivi în fecale. Da. În cazul Părinții în care care-i copilul caută. face la uliță, că dacă a trecut deja la toaletă, la vasul de toaletă, nu prea mai Nu mai ai vede unde să-i nimic. observi. Sunt și simptome clasice în care copilul vezi, este mărișor și are prurit, acea mâncărime local în zona respectivă și vine și îți spune, chiar dacă copilul respectiv se scarpină, ouăle intră sub unghii și poate să contamineze și pe alte persoane sau alte locuri și implicit să se reinfecteze el. Inclusiv poate să fie lipsa poftei de mâncare, cearcănelor, analizelor de sânge modificate, cele super de rutină, pe care, paranteze, bine să le facem tot anual, pentru că se pot identifica multe lucruri. Sunt copii care preferă anumite alimente să mănânce sau refuză anumite alimente să mănânce. Copilașii care, mai mărișori, care mănâncă foarte mult dulce, care beau foarte mult lapte, care au tot timpul aproape dureri de burtică sau se screm, să zicem așa, ca să meargă părintele, au acel disconfort abdominal mereu, au un somn foarte agitat, poate să le miroase inclusiv burița, deci sunt N elemente, sau sunt obosiți, super, super agitați în permanență, nu se pot concentra, pot să fie simptome. Cum tratăm problema în momentul în care vedem că există viermi intestinali? Cu medicament și ulterior cu plante ca să întărim sistemul, să protejăm sistemul și să prevenim acea parte de reinfectare. Și mare, mare atenție când facem acest tratament medicamentos, care este pe o perioadă super scurtă de timp, adică câteva zile, 3-5 zile, trebuie obligatoriu și protecție pe ficat și regenerarea ficatului. Și chiar dacă facem ulterior doar cu plante, avem nevoie de uzina organismului să funcționeze la cote înalte, mai Vorbesc pe despre ficat. această deparazitare, inclusiv în cazul adulților, anuală. În ce În constă ea? cazul oricărei persoane, dacă îi facem unui adult, obligatoriu trebuie să facem oricui din casă. La fel, noi facem doar copilului. Am mai avut cazuri în care îmi spune mama, păi bunicii locuiesc cu noi și nu vor să facă. Atunci, din punctul meu de vedere, o faci E degeaba. degeaba.
ori o faci, ori nu o faci. Sau tatăl nu poate să ia, că am avut cazuri, este sportiv și trebuie să aibă grijă la ce medicamente ia ca să n-aibă probleme la serviciu. Trebuie corelat cumva cu totul și bineînțeles să discute cu medicul respectiv și să găsească o variantă de compromis. De altfel, se spală intensiv toată lenjeria și lenjeria de pași, lenjeria intimă. Deci sunt multe, multe, mulți pași care trebuie făcuți pentru a putea să fie 100% eficient. Da, de cele mai multe ori când primesc un astfel de diagnostic, părinții se sperie și spun: Doamne, nu mai scăpăm de ăștia niciodată, mai ales că acum îl tratăm, dacă mai merge și la grădiniță copilul, bineînțeles că te gândești că te poți trezi din nou cu această problemă. Dacă ar face toți copiii anual și ar fi o regulă, cum este în alte țări, automat când s-ar duce la grădiniță și copilul XYZ este deparazitat. De asemenea, contează foarte... Da, am avut cazuri cu părinții care au încercat aparent toate tratamentele și copilul tot ies la analize, deci deja este vizibil. Contează foarte mult și ordinea lor, dozele să fie corespunzătoare și perioada de timp. Pentru că dacă ai dat, nu știu, o lună ai încercat un sirop și peste 7 luni ai mai încercat altul, nu o să fie eficient. Care sunt plantele cele mai eficiente? Sunt multe, nu aș vrea să le spun pentru că părinții o să fie tentați și o să le ia și o să-și facă automedicație. Am înțeles, totul este personalizat. Da, exact. Adică trebuie să fie pe doza stabilită pe kilogram corp, chiar dacă vorbim de plante. Pentru că toate persoanele au impresia că dacă sunt plante, pot să beau ceaiul ăsta 5 litri pe zi. Nu, nu este corect. O plantă poate să aibă beneficii maxime sau poate să fie toxică dacă nu o iei corespunzător. Uitați că avem și o întrebare pe pagina noastră. Amprenta anală ajută în diagnosticare? Da, ajută. Ajută în diagnosticare, dar la fel, dacă nu prinzi pe faza de eliminare, s-ar putea să nu obții nimic. Altcineva spune că se scarpină foarte mult copilul la nas și se acuză dureri de burtică și întreabă dacă ar putea fi aceasta cauza. Exact, poate să fie. Stăteam acum și mă gândeam la ce spuneați, că bineînțeles, când de cel mai multe ori punem semnul egal între paraziți intestinali, copil. Foarte puțin, cred că iau un calcul, ca la vârsta adultă se mai pot confrunta cu astfel de problemă. De obicei copiii de la adulți au, să știi. Serios? Da, și sau de la un alt copil care la rândul lui ala de la un alt adult. Wow. Pentru că noi suntem mult mai expuși interacțiunii cu alte surse. În schimb, vorbim și de copilașii care se joacă foarte mult în nisip. Chiar dacă este nisipul din curtea ta, dacă este descoperit, pisica vecinului noaptea nu știi ce a făcut pe acolo. Da? Văd foarte mulți copilași la locurile de joacă, când se joacă, bagă nisipul în gură, părinții sunt relaxați să le dăm libertate, dar atâta timp cât nu este nisipul tău acoperit, nu e ok. Paraziții te pot testa inclusiv în sânge, să vezi dacă îi ai. Sunt unii foarte păcătoși care pot să dea repercusiuni până la viața adultă și nu știi de ce și cum și de ce ți se întâmplă. Ați întâlnit și cazuri în care erau foarte rezistenți? Am întâlnit cazuri care erau foarte rezistenți, care erau foarte vechi și care copilașul era destul de mare, avea 8 ani de zile. Când l-am descoperit. Da. Pot apărea și în cazul sugarilor, bebelușilor? Dacă mama are, evident, și transmite, evident. Și acolo la fel, îți dai seama probabil din postul? Poate să fie unul dintre elementele care stau la baza acestor sensibilități alimentare. Am înțeles. Da, avem bacterii, viruși, fungi și paraziți. Da, am înțeles. Uitați, mai spune cineva, separat de subiectul nostru, faptul că a născut în urmă cu 2 luni un bebeluș și are o pată foarte mare roșie pe frunte. I s-a spus la naștere că este trecătoare, dar observă că după 2 luni tot acolo este. Dacă vorbim de hemangiom, sunt niște vase de sânge superficiale care acestea pot să fie și da, pot să dispară. Dar orice hemangiom ar trebui să fie, să se uite pe biletul de externare dacă scrie cuvântul acesta, ar trebui să fie investigat la medicul cardiolog pediatru. Pentru că sunt mai multe elemente de care trebuie să se țină cont.
Da? Deci nu la medicul de familie, nu la medicul pediatru. Acea pată este total diferită de o dermatită, o pată de dermatită. Da? De asta diagnosticul doar printr-un simplu mesaj nu se poate pune și evident nici tratamentul. Am înțeles. De ce auzim în ultima vreme atât de frecvent despre intoleranțe alimentare? Sau acum am început să vorbim despre ele pentru că ele ar fi fost dintotdeauna prezente? Ele au fost dintotdeauna prezente, doar că acum s-au specializat mai multe persoane pe ele, au apărut teste din ce în ce mai performante la laboratoarele de analize care le identifică și pot să le coreleze cu simptomatologia, dar ele sunt dintotdeauna. Și cum apar acestea? Pe dezechilibru pe care îl avem în intestin. Alergiile alimentare întârziate. Deci, practic, tot ceea ce am discutat noi astăzi are acest element comun, intestinul, nu? De acolo intestin. Pornesc toate. Este al doilea nostru creier. Și imunitatea noastră, peste 50% din imunitatea noastră se află în intestin. Apropo de ce ai zis la începutul emisiunii cu acele răceli frecvente. Da. Că sunt oameni care vin la mine și zic, este născut natural, este alăptat, este crescut bio și răcește în disperare și se îmbolnăvește exact o săptămână acasă, o săptămână la grădiniță. Pentru că chiar dacă l-ai alăptat, dar tu ca mamă nu aveai acel microbiom sănătos, da, dezvoltat, diversificat și cu acele tulpini fiziologice normale, automat acest lucru e transmis copilului și are acest simptom. Chiar dacă n-a avut, ce vorbeam noi anterior, reflux, dermatită, toate acele simptome, uite că se vede peste câțiva ani acest lucru. Care sunt analizele pe care trebuie să le facem periodic celui mic? Periodic, o dată pe an, analizele de sânge de rutină, dacă nu căutăm ceva în mod special, da? În care neapărat să se testeze fierul, da? Adică pe partea aceasta de anemie, da? Nu mă interesează doar o simplă hemoleucogramă, trebuie testată și feritina și sideremia, obligatoriu, și alte câteva elemente. Analize de rutină. De asemenea, ar trebui făcut în momentul în care avem primul simptom, ar trebui făcute și analize specifice din scaun. Pentru că dacă ne uităm la intestin, nu ne uităm la sânge, nu ne uităm în altă parte, ce teste se pot face cu TANA, ne uităm în intestin, adică în scaun. Da, da, da. Ne spune un scaun, ne poate spune o groază de lucruri importante și interesante. Bun, și acum important este să mergem, după ce avem rezultatul, la specialist, nu? Da, nu pe Facebook eventual, dar pe rețelele de socializare. Ce ar trebui să rețină părinții din discuția noastră de astăzi? Că nu trebuie să ignore simptomele pe care le transmite copilul non-verbal în clinic, cum se simte, că nu ar trebui să se mulțumească doar cu un răspuns, este normal, o să treacă, da? Și dacă nu ești mulțumit de rezultatele pe care le ai, să cauți până când găsești cauza și să primești evident și soluția pentru acea cauză. Vorbeam noi puțin mai devreme și cu asta încheiem despre faptul că foarte mulți părinți își găsesc sau caută răspunsurile pe forumuri. A cui este vina? Poate au dat peste un medic nepotrivit, peste un medic care i-a tratat cu superficialitate și au fost descurajați să mai apeleze la un al doilea. Poate să fie și acest lucru, poate să fie și sistemul, pentru că în sistemul public nu se testează și se investighează atât de amănunțit aceste elemente. Poate într-adevăr, pentru că o consultație de pediatrie în mod normal este între 15 și 20 de minute. Iar acel tot protocolul, să pui acele întrebări părintelui, da, să investighezi atât de amănunțit, dincolo de acea fișă clasică de observație, să vezi și copilul, să te uiți poate și la poze, să și evaluezi fizic dacă este copilul prezent, să-i dai și o schemă de analize și de tratament, în 20 de minute este imposibil. Inuman. Imposibil. Și atunci ratezi anumiți pași. Și de cele mai multe ori se ratează partea aceea de investigație, da? Anamneza, când pui întrebări. Pui niște întrebări superficiale, pentru că atât îți permite timpul. La fel primești și răspunsurile, la fel vine ulterior și restul investigațiilor. Da. Pentru cei care nu sunt din orașul în care locuiți, vă pot contacta și online?
Desigur, noi facem consultații anterior de pandemie online, pentru că sunt foarte multe mame, mai ales din afara țării, care sunt foarte disperate, pentru că acolo sistemul, din punctul meu de vedere, este și mai rău ca la noi, că nu poți Oh. să apelezi niciun privat, să ai bani și să vrei să te duci la medic, nu poți fără recomandarea unui medicului de familie, de exemplu. Și obții foarte greu și acolo se fac investigații, de exemplu în Anglia, totul este roz și minunat, nici n-ai copilul, nu are nicio problemă. Și în alte țări din Europa, de altfel. De asemenea, am avut mămici din Statele Unite ale Americii, mămici din Emirate, românce, dar Da. care din disperare n-au știut unde să se mai ducă și la cine să apeleze. Bun, e Sunt mame perfect, care e au foarte luat bine de știut. chiar pentru a putea face aceste analize. Oh. Deci, diferă foarte, foarte mult, dar da, se poate, deci nu trebuie fizic să pun mâna pe copil, o să-mi dau seama de cum plânge, de cum mănâncă, de cum stă, de cât ce vorbim, să-mi arăți o poză cu o dermatită, nu trebuie să pun neapărat mâna pe ea, că nu-mi dau seama ce este. Bun. Iar de analize, înțeleg și mamele care au consultații online și sunt în alte părți și nu pot să le facă și nu-și permit să ia avionul azi pe mâine să vină în țară să le investigheze, asta din păcate este situația. Până nu faci acele analize, care nu le faci la mine, le faci evident la clinicii specializate, automat nu putem să punem o cauză și un tratament personalizat. Avem la îndemână pagina de Facebook, cea de Instagram, acolo unde sunteți și foarte activă, tocmai din dorința de a le veni în preîntâmpinare părinților. Și așa cum spuneați, de multe ori este foarte bine, pentru că pot trece anumite simptome neobservate de către părinte și citind acolo stau să se gândească, totuși, parcă ar avea și copilul meu așa ceva. Exact. Uite, n-am vorbit despre problemele digestive, scaunul copilului modificat, pentru că de multe ori li se spune mucusul este normal. Nu, mucusul nu este normal, scaunul care se asimilează nu este normal, nu este normal copilul să se chinuie când are scaun sau să facă la câteva zile, deci să se irite în zona pundulețului nu este normal. Deci sunt multe chestii nu sunt normale, multe chestii nu sunt normale. Și se trec cu vederea foarte ușor.